Un pescar din județul Mehedinți a avut surpriza vieții lui. Bărbatul a prins un somn de 90 de kilograme doar cu ajutorul unei lansete. Oh, trece de 2 și nu-i drept. 2,60. Pescarul amator spune că nu mai ieșise pe Dunăre de un an. Sunt amator. Dintr-o distracție a ieșit cu adevărat un eveniment unde am avut de luptat cu el și provocarea care a avut un final fericit de a reuși să ieșim cu acest uriaș la mal. Bărbatul i-a uimit și pe ceilalți pescari, mai ales că somnul a fost prins în lansetă. Imens de mare, la 90 de kg se la lansetă. Vin din Calafat, zonă de Dunăre, unde pescuitul e în floare, am văzut chiar și mai mare. E o frumusețe și o plăcere să-l prind. Și eu am mers la pescuit de mii și îmi place să prind pește. Da, un pește așa mare, ai mai văzut? Nu am mai văzut niciodată așa un pește mare. Nu este însă cea mai mare captură de pe Dunăre. În urmă cu 2 ani, un alt pescar a prins un somn de 105 kg și 2,5 m lungime.